La trei săptămâni după ce un tren a deraiat pe ruta Timișoara-Craiova-București, reprezentanții CFR au reușit într-un final să îndepărteze locomotiva și vagoanele rămase suspendate pe șine. Lucrările din zona viaductului Cârcea, având un grad ridicat de dificultate, au impus în primul rând analizarea tuturor soluțiilor identificate pentru desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor de ridicare a locomotivei și a vagonului rămase suspendate pe firul 1, soluția finală fiind intervenția cu o macara rutieră de mare tonaj. A informat CFR Infrastructură printr-un comunicat. Reprezentant CFR spun că lucrările au durat atât de mult pentru că a fost nevoie de construirea unui sistem provizoriu de susținere pentru vagoanele rămase suspendate. De asemenea, pe o suprafață de 1500 de metri pătrați s-a construit și o platformă specială pentru fixarea macaralei. Timp de 3 săptămâni, trenurile care au circulat pe ruta Caracal-Craiova au registrat întârzieri de până la 2 ore din cauza faptului că a fost nevoie să ocolească peste 30 de kilometri. Cei care au călătorit în acest interval între București și Timișoara au făcut peste 10 ore pe drum. La jumătatea lunii august, un tren încărcat cu biodizel a intrat pe un un fir închis pentru lucrări de pe magistrala Timișoara Craiova București, iar podul de la Cârcea s-a prăbușit sub greutatea trenului. În urma anchetei s-a constatat că mecanicul de locomotivă a încălcat mai multe reguli și că a consumat alcool.